De-aia ți-am spus să nu notezi și să rămână pentru toată viața. Da. Aici a fost toată chestia. Că triunghiul acela din colț ăla micuț care se cerea ție era jumătate din da. Ăla și cealaltă jumătate din și cealaltă jumătate din parlogram. Deci ai văzut? Tot jocul a fost pe mediană, mediană, mediană. S-a fructificat aici că diagonalele se înjumătățesc. Că devine mediană în triunghiul acela. Deci ne-ai mai pomenit de frumoasă problema. De ce crezi tu că copiii au avut aici greutăți, așa cum și tu ai avut greutăți? Din cauza că nu și-au dat seama cum e diagonal. Asta era. N-au se... Ei vroiau să afle aria. Da. Concret să o afle aria pe aceea. E... Dar problema a fost interesantă în joc cu ei, așa, ușor, ușor, că acolo, știi, până am, când am zis noi că a dus perpendicular și perpendicular și unghiul de 45, foarte șmecher unghiul ăla de 45, ca să te ducă spre varianta, că figura care s-a format acolo este un dreptunghi, nu? Că am avut acolo figura aceea, dreptunghi, când am dus perpendicular la așa, iar în drept, e vorba de D, M, B, N, dreptunghi, iar aici că B, A, M, D, vezi că eu am... E triunghi, dreptunghi, echi, social. Foarte tare, foarte tare. Și cum ți-a dat-o pe D, N, de cât de 6, și M, B este tot de 6, și toată este D, A, toată este D, A, de... decât de 12. Și deci cu... te-ai dus de aici, totul s-a rupt. Problema a fost făcută la îndemână, pentru că tu ai văzut că M, A, M este cât D, M. Era esențial ca să poți să zici să ai înălțimea, parlogramul care s-a format. Deci, vezi, în redactare trebuie mai povestea care am făcut-o aici, e o poveste, dar tu trebuie acolo când spunem, când începe redactarea, este important să spui D, M, perpendiculară pe N, D, perpendiculară pe cealaltă. Cum acestea două sunt paralele și acestea sunt tot paralele și perpendicularele, asta te duce spre D, M, B, N, dreptunghi. Da. Da? Fiind dreptunghi, tragi concluzia D, N este cât M, B. Da. Și că A, M, B e tot... triunghi, dreptunghic, da? Și cu unghiul de 45 de grade, acolade din cele două, reiese de aici. Da. Că eu spuneam, tu, la redactare, este nu, lucru spectaculos, senzațional de important, sau dacă vrei, cel mai important, este să știm cum redactăm, pentru că nu discuți cu profesorul decât prin intermediul ceea ce e scris. Tu stai de vorbă, profesor, cum stăm noi acum de vorbă, ca să-l convingi. Da. Tu-l convingi pe ce-ai scris. El spune, n-am văzut nimic aici. Da. Deci, când te apuci de redactat, trebuie să scrii absolut tot, dacă se poate și în cuvinte. Îl spuneam de eleva aceea care redactase atât de perfect, încât era impecabil. De ce reușeam eu să fac și vei vedea și în toate filmele mele, mă țin foarte mult de ceea ce înseamnă redactarea corectă. Aici vreau să insist foarte mult, pentru că dacă nu redactezi corect, nu convingi profesorul și nu te punctează. Da. Deci cum ar fi? Hai să încercăm acum să facem această redactare, că mă interesează, pentru că aici redactarea asta n-a fost corectă. Da. Că ce ai făcut aici? Ai spus egal cu rezultul 1 pe 2, nu știu ce, dar astea vineau după. Da. Că, de ce după? După ce ai făcut chestia asta și ai făcut calculul. E o bunoară, știi... Aș fi redactat așa. Am zis că area triunghiului NOC este, deci NOC ăsta, este jumătate din area lui DOC. Dedesubt ai zis DOC este jumătate din area triunghiului ADC. ADC. Din ADC. Ei bine, dacă vrei să fie făcut, și ADC este jumătate din parlogram, da? Da. Din cele trei, da. Le-aș fi tot dus una în alta, una în alta și îmi dă 2 ori 2 ori 2. Vinea 1 pe 8. Deci din cele 3 ar fi rezultat acolo că area... Vreau să scriu din... Da. Așa, asta vreau să vă redactez acum. Deci area triunghiului
Așa. Pe urmă, alea triunghiile acelea egal cu... Așa, din cele trei, rezultă că area triunghiului, ăsta e pierd la început, egal cu înlocuindu-l vine supra 4 și înlocuindu-l și încă supra 2, vine 1 pe 8, nu? 1 pe 8. 8 din ori... area paralelogramului dat inițial. Iar area paralelogramului egală 1 cu... 1 pe 8 ori 72. Da? Nu, trebuia să scrii de altă parte de sub. Ca și cum n-ai redact, ai zis că redactezi din nou. Deci area paralelogramului este egală cu baza ori înălțimea supra, fără supra de ea, baza ori înălțimea. Și area lambă că... Da. E egal cu baza ori înălțimea, egal cu... Scrii baza care este. Așa ca să redacte ori dm. Da. Și egal cu AB. Și egal cu 12 ori 6. Așa. Și egal cu 72. Și acum, din cele două acolade, din cele două rezultate, rezultă că aria... Aria lui NOC. Da. Este egal cu 1 supra 8 ori 72. Da. Se simplifică și aici rămâne 1 și aici 9. Și egal cu 9. 9. 9 centimetri pătrase și dacă ar fost în centimetri. Nu știu ce unitate. Centimetri. Nu? Da? Ca unitate de măsură, centimetru pătrat vorbim. Da. Iată, asta înseamnă redactarea ultimei părți. Dar nouă ne lipsește prima parte aici, în care am dus perpendicular, da, și perpendicular și că ăsta e dreptunghi și că ăsta e triunghi dreptunghic și care totul trebuie redactat. Da. Deci prima... Eu am arătat acum ultima parte, aceea, o jumătate, 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 da? Ei, când vede așa ceva redactat, deci când corectorul vede așa ceva, îl ungi la inimă, cum să zici. Și eu spun, foarte tare, perfect. Dar asta cum? După ce am demonstrat chestia asta. Da. Deci după ce tu ți-ai luat un paragram de o parte, un triunghi de o parte, cum am procedat aici și spui că uite, e convins aici că tu ești atât de tare și că ai toate lucrurile la tine. Adică un raționament foarte sănătos, puternic. Deci, dragilor, ceea ce facem împreună este atât de important, un proiect atât de ambițios, încât aștept să se întâmple minunea aceea. Repet, curajul nostru de a fi plecat aici vreau să fie cu o binecuvântare a lui a preasfințitului. Vreau să se întâmple asta. Asta visez eu. Pentru că în alt preasfințitul, prin binecuvântarea asta, exact cum am luat binecuvântarea atunci, vreau și aici, pentru că este prea ambițios proiectul acesta. Ioana, hai să visăm la momentul acela când în alt preasfințitul ne dă binecuvântare. Tu visezi la asta? Da. Eu visez cu toată ființa mea. Deci îmi doresc foarte mult, pentru că este nemaipomenit de interesant. Și să ajungem undeva, să stăm de vorbă la tablă și să, deci să schimbăm datele problemei, să vedem când și cum. Dar acum tu ai înțeles cum, ce lucru spectaculos este. Că ai înțeles cum se lucrează cu proful online. Poate aici trebuie să mai finisăm un pic, trebuie să ai mai multă răbdare, trebuie să insiști mai mult pe chestia asta. Imaginează cum fac foarte mulți copii, și tu ai văzut comentariile cele, nu? Zeci de mii de copii care lucrează cu prof online și știu asta să fac. Noi facem ce lucru? Îi ajutăm, învățăm să învețe cu prof online pe cei care nu știu să învețe. Da. Că ei cred că trebuie să se așeze, nu? În fotoliu și să stea așa, cu căști în urechi să asculte alte melodii, o melodie nu știu ce, și să uite la film așa. Ei nu, dragilor, trebuie lucrat cu pixul și cu caietul lângă tine și să lucrezi atent, continuu. Te rog, Ioana, altă întrebare, dacă mai ai? Nu. Nu mai ai nicio întrebare. Cu ce pleci tu de aici, în clipa asta, de la discuția noastră? Care sunt... Aici facem o sinteză. Eu obișnuiam la sfârșitul lecției să fac o sinteză. Sinteză, da? Sinteză ori. Cu ce lucruri pleci tu acasă? Ce povestești tu părinților când ajungi tu acasă acum? Spune în film, așa. Care sunt achizițiile tale
din ziua de azi. Trebuie să citesc ipoteza de mai multe ori. Foarte tare. Notează unul. Deci, notează așa. Sinteza lecții. Da? Sinteza lecții. 1. Deci, se citește ipoteza de mai multe ori, da? Se citește ipoteza problemei de mai multe ori. De mai multe ori. De câte ori e nevoie? De 7, de 9, de așa. 2. Alte chestiuni. Că în orice triunghi median am parte triunghiuri, în două triunghiuri echivalente. Corect, corect. Asta nu o să mai văzut niciodată. În orice triunghi, mediana parte triunghiul în două triunghiuri echivalente. Nu egale. Da. Ci de aceeași are. Asta scrie în paranteză. Două triunghiuri de aceeași are. Și încă ceva care ar merita, să zic așa, perseverența, nu? Trebuie să înțelegi că trebuie să insiști foarte mult. Adică nu te lași bătut așa, că nu înțelegi, nu rezolvi la prima încercare. Da. Nici noi n-am reușit-o. Da? Am găsit, poate e important, orice soluție în care nu folosim toată ipoteza, toată ipoteza este greșită, chiar notează. Orice soluție în care nu este soluție în ghilimele, că nu e soluția aceea, da? Da. Orice soluție în care nu este folosită toată ipoteza este greșită. Adică să nu încerci tu să faci problema fără să folosești toată ipoteza. Că e atât de zgârcit autorul încât nu-ți dă nimic în plus. Da, dar, dragilor, asta ar fi, nu? Ar fi, acestea ar fi chestiuni foarte importante pentru ziua de azi. Din nou, Ioana, te felicit pentru că ai ales niște probleme frumoase. Văd că vii cu geometria din ce în ce mai mult, pentru că aici simți tu că sunt niște slăbiciuni, nu? Probabil că la algebra acolo lucrezi destul de... Da. Nu știu, nu mai vin niciodată cu chestiuni la algebra. Da, că mai mult e geometrie. Adică la algebra am făcut exerciții pe care le știu bine. Adică acolo te simți, da, în largul tău. Nu simți tu nevoia să zicem că acolo să nu lucrăm. Deși și acolo sunt destul de multe chestiuni de finețe. O să mai discutăm noi și acolo. Dar deocamdată vii cu geometria, pentru că aici ai tu niște goluri pe care tu vrei să ți le acoperi, nu? Ca toți elevii. Da. Și iată, în fiecare zi găsim câte ceva important. Eu te felicit încă o dată și doresc în continuare să ai forța necesară să lucrezi din ce în ce mai mult și în stare de bine. Ioana, încearcă bucuria rezolvării problemei. Iar dacă problema nu e găsit din prima soluție, înseamnă că mai insiști. Ți aparține. Aceea este chestiunea care te frământă. Știi, mi s-a întâmplat? Eu am văzut, de multe ori am rezolvat și problema, prin somn am rezolvat-o. Și am visat-o. Și la tata i s-a întâmplat asta. Da? Mă bucur mult. Deci am visat-o, pur și simplu. M-am trezit dimineața că știam să o rezolv. Deci atât de mult intri ea în subconștient, nu mai scap de ea. Așa a fost și cu ideea asta cu videomanualul. Îți mărturisesc că asta mă ocupă tot timpul, de când, cum să spun, de când eram elev. Am visat să fac la televizor lecțiile. Deci așa am visat eu. Să apară un moment când voi face lecții la televiziune și atunci toți copiii vorbitori de limba română pot beneficia. Și ce se întâmplă cu videomanual este realitatea acum. Că, nu, având ideea cu camera și cu tot ce însemna, deci n-am mai putut scăpa de ea. Da. N-am mai putut scăpa. M-a obsedat. Continuu și până când am pus și videomanualul a picor și toate chestiile astea, deci sunt ca urmare a unei
unei presiuni pe care am simțit-o continuu. Așa se întâmplă când ceva vine de dincolo de puterea ta de a înțelege. Deci nu știam, nu eu doream, bunul Dumnezeu rânduia ca această chestiune să fie rezolvată de mine în final. Te fericit încă o dată și aștept duminica cu nerăbdare să ne vedem din nou și să stăm de vorbă. La revedere, dragilor, pe data viitoare. La revedere!